gândit din numărul 2037, din data de 7 decembrie 2015, că vom lua pregătirul de timp cu timp, în ședință ordinară, data de 24 decembrie, anul 2015. Pentru ședința de astăzi s-au înregistrat 17 votiri de el. Acum vă rog propuneți pentru a alege cu ședințe de ședințe. Domnul Bona? Domnul Berea Ferdei. Doamna Ionă. Cine este pentru din privința bază ordine de zi, rog votați. Împotrivă? Abțineri? Unanim. Poftim propuneri. Da, domnule. Fericit de fapt că sunt mulți angajați. Noi la noi primă de doriți și am înspart de făcut că toți angajați de bază și în sală, domnule. Să mă găsești tu și în ție. La ordine de zi. Legea permite. Legea obligă. La ordine de zi. Domnul ne propune la ce la ordine de zi. Cine este pentru întrerii ordine de zi cu 22 de puncte, rog votați. Împotrivă? Abține? În ordine de zi propune de mai zi. Extindere sau de asigurare facultatea cetățenilor într-un sector de trai. Și de atât aveți proiectul aici și vă rog să-l acceptăm în ordinea de zi. Pe urmă, niște modificări la formulare, Valentin, am primit observații și chiar putem să-l facem privire la 12, privire la alocarea mijloacelor financiare. Am mai intervenit niște redactori. Și la punctul 20, cu privire la darea în locațiune a spațiului din incinta Umbriei, numai în Centrul de Sănătate. Deci, șoștii policlinici, sau să zicem altfel, pentru Centrul de Sănătate este imobilul Consiliului Raional și este spațiul care este administrat de domnul Iegu acum, partea cealaltă, este Centrul de Sănătate, și noi nu avem dreptul să dăm în locațiune spații din Centrul de Sănătate. Și încă, fiindcă la Comisia Funciară, colegii de la Comisia Funciară și alte comisii au mai propus, în afară de proiectul decizii pe care l-aveți, la activitatea Consiliului pentru Premiul I, s-a propus să fie făcută o evaluare în
cuvântului statului nostru, gene, să avem o viziune pe care să o știți și dumneavoastră și noi toți, asupra repartizării terenurilor, pentru că au fost repartizate și continuă să vină cereri și se propun să fie repartizate în continuare terenuri. Și noi nu avem o viziune strategică asupra dezvoltării zonelor industriale a satului. De aceea, rog pentru ca formarea bunurilor imobile din ordinea de zi fie exclusă, pentru ca comisiile după asta să lucreze, să vină cu această propunere de viziune strategică a repartizării pământului, care mai este pământul public, și apoi să repartizăm, să formăm bunuri imobile, pentru că s-a pornit și continuă, de fapt, haosul ăsta de repartizare a terenurilor. Ce părere aveți? Vă rog, mulțumesc. Ok. Da, domnul. Eu vă spun, eu din mult am ridicat întrebarea cu liceul. Ca pentru o hotărâre, intermiera care face curățenie aici, în afară, din salariul care îl are, poate mai ajungem de 200 de lei pe lună sau 300 cât ar fi acolo, dar până face reparația să fie cât de cât acolo curat. Că nu e apă în primărie și în policlinică, mai avem diferite comisii astea. Vă spun că sunt și liceul și ăla e. Chiar nu-ți găsesc până 10.000 de lei, de pus acolo niște teracote, în jur de făcut ceva cu reacă de pavară, pe asta, pun două foi de arbiezi, dacă nu îți facem un liceu nou din tablă. Așa mai clar că scoate 100-100.000, cum am proiectul mă trebuie de 30-40.000. Chiar nu găsesc mai 10.000 de lei de bani. Domnul meu, solicitați să fie în ordine de zi, ori spunem la alocări. Este decizie. Este decizie. Este de 5.000 de hectare. Măcar ai răspuns de adăugat la infirmiera asta, face o hotărâre, vă spun să-i adăugăm 200 de lei sau 300 de lună, știm că face atât cum îi zice o seară, dar măcar am un viață, îți face permanent acolo curățenie. Să spun, eu între acolo așa... Vă și iese de 5.000 de obligat. Da, nu știu, m-am făcut în state și în urmă. Da, dar aici este cineva la oameni. Da, deci nu am spart mântul. Eu îți fac o față, acolo totul ține, chiar acolo să pus tărie și aia, să te iau ceva, o trebuie cu față, curată, să-l spălat, să te iau ceva. Ideea dumneavoastră, am pus un plan de aplicare a Consiliului pentru semestrul întâi și am vorbit parcă și am lăsat asta, o să propunem atunci când o să ajungem la punctul ăsta, pentru ca decizia de alocare a banilor și de construcția a unui WC-ul public în centrul statului să fie executat, pentru că jumătatea asta de an nu s-au găsit acești 50.000, pentru că mi se pare că așa este decizia, pentru ca să fie construit unul nou și am dreptate domnul doctor, să măcar cel puțin să-i facem o stare sanitară a celui care este și să-l îngrijim și atunci este acceptat, mai nu alt punct în ordine de zi, dar la planul de activitate a Consiliului pentru trimestrul întâi, ianuarie, februarie, martie. Nu, tare, că avem clasă de grabă, măcar aici, de rău. Da, da. Noi insistăm ca să fie. Stimați consilieri, a venit propunerea din partea primarului ca proiectul de decizie 06-05 să fie exclus din ordinea de zi. Să lăsăm, după, facem o revizuire totală a toate terenurilor și lăsăm formarea bunului imobil după sărbători, la următoarea ședință. Cine este pentru excluderea proiectului de decizie 06-05 și rog, votați. Eu am o întrebare aici. Da. De exemplu, și noi să scoatem bunul imobil în Marandic Andrei. Dacă el ar fi o moare, el ați ocupă. Nu mai... Asta nu e la evaluare. A doilea, mireca asta, un memoria negru. Cum spate făcut un bun imobil? Și trebuie să-i scoatem toate. Păi, dar ce vorbim? Hai să facem evaluare, dar care trebuie să... Dar la care el nu-i facem la nimeni și o divergență, la nimeni, poate că o să-ți domnul. Da, dar dacă o facem data viitoare? Care e problema că o să facem data viitoare? Păi nu, și-o întrebat, dar omul s-a ocupat, el are via acolo, are și s-a întrerupt și vedem. S-o lasă să dăie bani, să-l pune acolo. Da, domnul. Noi la Comisia un politic, domnul Maricu, cu totul în fundul momentului morașul pe care ai. Se urmează cursul, mai departe participă la licitații care dorește atât mai gata. Cine este pentru a exclude proiectul 06-05 și rog votați. Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? 4.
cine este pentru, mai sunt propuneri la ordine. Cine este pentru a primi ordine de zi cu adăugerile care au fost propuse de doamna primar despre decizia? Cine este pentru a primi ordine de zi? Cine este potrivă? Abțineri? Nu, sunt o adăugere și nu are. Poftim prima întrebare. Cu privire la ridicarea mandatului de consilier, secretarul Consiliului, poftim. Avem o câteva legi care ne reglementează toate pe care ne concluvem. Acum mai este vorba de lista unui consilier la 30% de consecutive ale Consiliului Mediet. Este vorba de hotărârea Comisiei Electorale Centrale 1931 din 2013 și legea privind statutul alesului local, articolul 5. Este vorba de consilierul Goroi Iurie, ales pe lista Partidului Democrat, căruia a plânat președinte din Europa și din această cauză a avut această decizie. Acum, la ședința de astăzi, este a treia ședință când lipsește consilierul Gârdeanu Renat, ales pe lista Partidului Liberal. Și, de asemenea, propun să fie și candidatul a fost propus în acest proiect de decizie. Deci aveți în față proiectul, vă rog. Da, doamnă, cine poftim? Mă gândiți al domnului. E și de fapt, domnul Gorul Pedicu, dacă nu propun de întrebare de urmărat, a fost de studii și terminatul și de urmărat. Alu, Goro Iurie, da? Da. Dar el de ce nu e nișa? Nișa, dar mă apată. Apată să fie. Bine, dumneavoastră ce propuneți ca să nu să nu îl pun, da? Nu, la fost să stăm în fața de doar cu... Deci, acolo, să stăm în fața de doar cu... Cine este pentru amânare? Cine este pentru amânarea? Dacă este lege, scrie nu îi se scoate. Nu vreau să prezinte nimic. A fost automat, știți votările. Nu se scoate, dar are atâta s-a cerut. Cine este pentru amânarea ridicării mandatului domnului Iurie? Rog votați. Domnul Grileanu este de acord și de astea, și prezintele de acord și nu are nicio. Nu poate, nu poate. Eu nu-i stat, nu poate prezenta la Grileanu. E de acord. Da. Cine este pentru ridicarea mandatului domnul Grileanu Renat, rog votat. Împotrivă? Abțineri? Nu. Următoarea întrebare. Privire la instituirea Comisiei de Administrare. Raportor? Favolet Părinte. Consilierea vieță, în fapt, lista care a fost propusă și de către consilieri, de către consilieri, la numărul ședinților, este obligatoriu ca comisia, președintele comisiei să fie viceprimarul și să fie în cadrul comisiei un contabil și un jurist și în rest la hotărârea consilierilor. Este mai este voi, iată. E ca trebuie. E ca trebuie. Stimați consilieri, dumneavoastră aveți... Dumneavoastră aveți comisia formată. Această comisie a fost propusă pentru că de această comisie are nevoie viceprimarul. Când apare ceva întrebări, să aveți la mendeză cu cineva? Nu, nu, dar eu am înghele cel mai tare, are viceprimarul și convoace ședința asta. De atât am parvenit ca să fie mai mult din cadrul primăriei, se poate convoca să nu umbe scaunul direct. Toate primările care își mergă, să fie cunoștit că dușa la partea comisiei. Da, da, da. Bine, cine este pentru? Pentru a vieță, pot să-mi dau citire proiectul DC06.
4, Zezu 2, Moisei Tudor de acolo, Andrei Bolu, Dătean, Apostică, Borcă, Ghenade, Bilbo, Părăstul, Ionar, Vecinal, rog, votat. Cine este împotrivă? Împotrivă? Abține? Nu. Să votăm regulamentul. Cu regulamentul la vieță. Următoarea întrebare. Andreea. Taxe locale. Privire la stabilirea și aprobarea taxelor locale pentru anul 2016. Raportul Valachi Valentina. Dacă dumneavoastră aveți proiectul de decizie 06-03. Poftim la acest proiect Comisia de Buget și Finanță, ci aviză de noi noi. Noi aici la Comisia de Finanță și Buget au fost niște schimbări de colegi, dacă le enumerăm așa, câteva, adică nu câteva, dar la care au apărut schimbările. Adică celelalte, vă uitați dacă aveți ceva. Taxa pentru amenajarea teritoriului, prima, de la 300 la 200. Comisia de Finanță și Buget a fost pentru un an. Anual, pentru fiecare gospodărie țărănească înregistrată, câte 100 de lei în loc de 120. Taxa pentru cazare. Unul întreg și nu, dădule, la fiecare taxă aparte, da? Nu, eu cred că ce la fiecare taxă? Unde s-au făcut modificările, consilierii au un proiectul de decizie, dacă o să aibă întrebări, că o să întrebă, ce nu trebuie la fiecare? Taxa pentru prestarea serviciilor de călători de la 300 la 200. Doamna, asta e rutierile, da? Nu, a rutierilor, rutierile la taxist. Doamne președinte, o întrebare la taxa de 100 de lei pentru fiecare gospodărie țărănească. Da. Dar care e înregistrată? Ele toate înregistrate, toate sunt înregistrate, dar vreau să... Păi dacă are înregistrat în cont cu tot în bancă, e plătesc și așa plătește acolo. E plătește. Pensionarii în genere scutiți. Dar cine are mai multe cote, mai mult pensionari? Vă spuneți internet că are cont în bancă, are da. Stabil, are aici plătesc câte 100 de lei. Ceilalți care sunt gospodării țărănească. Păi dumneavoastră ai spus, sunteți înregistrate. Dacă au mulți oameni înregistrate. Doamna președinte, Vasile, gospodării țărănești care sunt înregistrate și dau dare de seama, aceea plătesc. Aceea plătesc. Rest nu plătesc. Rest nu plătesc. Majoritatea care nu sunt înregistrate sunt pensionarii noștri. Gospodării noștri, unde ei sunt eliberați cu concursul codului fiscal. Sunt eliberați de la plata de 100 de lei. Bine, taxa pentru prestarea serviciilor. Pentru prestarea serviciilor de la 300 la 200. Deci să argumentez ceva, adică sunt câteva mașini care adică numai ar lucra legal, ori nu știu cum eu să mă exprim. Dacă noi mai punem și la aceia 300 de lei și slonari, apoi, oricum, hai să socotim că noi suntem oameni vii și... Doamna, dați cuvânt cu domnul Ionel. Da, eu... Dar celelalte taxe, vă uitați, adică că ele nu sunt modificări. N-au fost modificări. Dacă dar de ce nu la activitatea de divizare a programelor de televiziune le-ați lăsat tot 1800, dar ei ne-au scumpit 52 noi am mai plătit pe lună. 54. 54, oricât. Poate de scumpit la deși, dar ei ne-au scumpit 9, ai lăsat tot 1800. Adică ce ne-ați scumpit? Stimați Vasilie, aceasta este proiect de cine? Da. Noi am discutat, dar noi am făcut modificări. Adică la fie, dar le-am unit să vedem și vedem. Vă spun că este acceptat de acest proiect. Ok, doamna președinte, clar. Dacă ne permiteți, stimați, să dăm cuvântul la un proprietar de taxi. Stimată asistență, uitați care e întrebarea. Să zic referire la taxa pentru serviciile de transport auto. Prin taxa asta,
mare, se stimulează testarea ilegală a acestor servicii. Ne-ați probabil cunoașteți, eu nu știu câți achită astăzi taxa, dar din 30-40 mașini se achită cred cu maxim până în 10. Respectiv, a fost cred cu un an în urmă, dacă nu mă greșesc, cazul când un taxi a omorât pe un client din Gârli, chiar la dumneavoastră, pe sector, dacă mă greșesc, domnul Handroschi, nu s-a luat nicio măsură nici în ziua de azi, pentru că nici nu a putut fi tras, nimeni nu răspunde. De fapt, legislația în privința transportului este una... Legislația în privința prestării serviciilor de transport este foarte dură. Și în momentul în care o să se insiste, eu nu vin doar cu rugăciunea de a se da un pic taxă în jos, până la urmă nu era o problemă, rămâneam așa 300 de lei. Dar ar fi foarte bine făcut, și tot în cadrul la următoarea ședință, de exemplu, de văzut care sunt posibilitățile de a face un pic de a remaniera un pic situația. Pentru că astăzi, în satul Costier, din păcate, se prestează servicii de către mașini cu numere străine, care aparțin unor români și sunt bază de procură în Republica Moldova. Și în cazul în care, Doamne ferește, mâine cu oameni, un coleg al nostru sau un copil al nostru pățește ceva, cineva iese din mașină, închide ușa și bună ziua, cu asta s-a terminat toată istoria. De aceea eu vin cu rugămintea de a mai da, dacă se poate, chiar și la 100, pentru că nu cred că bugetul Consiliului Local se dă doar pe ăștia 200 de lei sau se poate dat și mai jos. Eu, de exemplu, prestez servicii de transport în mai multe localități, taxa maximă este de 100-150 de lei, asta acum s-a ridicat, dar până la 150. Dar dacă nu se întrește în ce localități? Prusăște noi, Dânceni, Nimureni, Surcoci. Cumpăra Costești, prusăște noi. De ce? Dar să vă spun care e situația. Prusăști prestează servicii mașini, 15 mașini, și sunt registrate. La Consiliu s-a propus de la 300 la 200. Nu, în fine, adică pentru mine, eu am vrut să mă adresez către domniile voastre, dacă este putință la o ședință următoare, de pus pe ordine de zi, de văzut care este situația pe Costești, de verificat împreună cu domnul polițist de sector, să se iau unele măsuri. Noi la ședința asta am venit taxele, la taxe. Am înțeles. Nu, eu am venit, m-am vorbit de oportunitate. La următoarea ședință suntem de acord că, într-adevăr, să facem că mai mult de jumătate din taximetriști care activează, nu activează legal. Sunt toți numere albe. După cât știu, taxeurile sunt bugate. Da. Păi de către întotdeauna de ordine în chestia asta. La următoare ședință putem discuta și putem găsi soluția cum de ieșit din chestia asta. Dar acum am dărit și dacă permiteți, mă folosesc de oportunitate. Dacă permiteți, mă folosesc de ocazie și vă doresc la toți sărbători fericite și mă am nou plin de prosperitate, succes și realizări. Mulțumim, mulțumim. Domnul Stefanu, ați propus ca să fie ridicat. Cât propus? Fie ridicat taxa. Eu încă o dată, domnul, nu ridicat. 60.000? Da, dacă eu Ce
asistență. Și alta mai este aici. Serviciile, frezăleile și activitățile de înfrumusețare. Cu 500 de lei. Mai jos, vin ultima. Serviciile ale frezăriilor, da? Mă interesează, 500 de lei este pe anul, este pe luna? Nu, asta e de fiecare loc. De fiecare loc. De fiecare scaun. Am înțeles. Iar nu împărțiți la 360 zile, își dăți câte lei se cuvine pe un loc. Chiar. Și de 2 lei nu le se cuvine. Da, dar e la patent, Valentina, nu? Da, da, da. Tot la patent. Dar e la prezării permanent în rând. Dar la prezării pe 2 lei pe zi de scaun? Nu știu, patenta nu include. Și uitați că loc au jaluri, tafă, carile, echipă. Adică poate o parte din asta și nu e de patent. Da, asta deși pe cealaltă. Da, asta deși poți ai și să-ți vedea. Așa a fost la întreb. O plătire? Dacă trebuie, tatăl, pune mâna gospodăria. Dacă nu mă pune deloc, iau patent. Autorizația nu știu, special, dar fac patent. Nu, dar să lăsăm 500 de lei și să vedem dacă o să trebuie să urmă. Păi, trebuie să replătim. Păi, să amă că nu plătesc. Patentare, nu plătesc. Dar nu bine, voi lăsăm 500 și vedem dacă o să trebuiască să plătească, o să plătească, dacă nu, înseamnă că nu. Poftim și propunem mai să spunem. Domnul Ier. Eu de data trecută am propus că domnul de la televiziune și fii chemat aici. Tot cu închid-o leacă în mine, noi astea trebuie să luăm 54, cu 84 la nipoie. Moldovanul noi așa suntem. Bătălim 15.000 azi, la următoarea ședință avem vitrema, aici stăm de vorbă, îi spune mea că cât trebuie să plătești, pe anul trecut are de plătit 8.800 și pe anul ăsta 15.000. Noi avem la cine, în 8 centru ăsta, unde s-a aflat la lor de televiziune? La cine ea? Tot la Vladimir, da? Păi trebuie să-l chemăm să-i spunem, băi, dacă nu plătești, înseamnă că ți-am pus o undă și te-o plușit și până ziua. Da, domnule. Este noi nu m-am dat acum noi punem taxe la care. Chestia asta acum apărăm noi locuitorii și fiecare de a spunchie toate cele. Doar nu poate fiecare. Asta dacă are un rutier, pune cât vrea, trebuie să pune cât vrea, doar trebuie să fie o lege oarecare. Nu putem noi, trebuie să apărăm. Locuitorii satului, nu numai că acolo eu sunt de acord și eu ieri l-am trecut la 54 de lei, trebuia să vină la ședință și să anunță primăria Baia că noi vrem să facem scumpire, din ce motive. Să argumenteze din ce motive să fac scumpire. Poftim, ce propuneri mai aveți? Samuel Telecom, tot are televiziune, zici așa, un costum mai unie, nu-i plătesc tanta? Nimic. Nu e contractul, dar nu știu nada. E unul care este, iar... Mă scuze, contate, nu știu, bă, 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 nu mă știu, nu 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 stimați consilieri, ce facem? Punem la vot propunerea comisiei, da? Cine este pentru? Aprobarea proiectului de decizie de finanță, rog votați. Cine este împotrivă? Abțineri? Plus, unanim. Următoarea întrebare. Cu privire la acceptarea unui pachet de acțiuni ale statului, doamna primar, raportor. Este vorba despre acceptarea cu titlul gratuit a acțiunilor stabilei tehnologice de mașini. În numărul de 67, vedeți azi proiectul, în numărul de 67, 132 de unități. Este vorba despre aprobarea acțiunilor venite de la Ministerul Agriculturii în proprietatea... Și se cere decizia... Proiectul de 506-04, ca acolo vă stat, nu treacă la primăria Costin. Poftim, domnul Anastasia. O întrebare. Deci, un act și primire credare în partea la Ministerul Agriculturii. Semnat plus. Care sunt următoarele acolo? Dacă sunt unități. În afară, unități. Da. Unitatea de justiție. Și ați spus că s-a ieșit și una de mii. Da, domnule. Și eu am o întrebare. Ei trec înapoi, trec cu datorii cu bani sau... Cu datorii. Cu cât de datorii? Și... Cu datorii e la 1 milion de lei. Nu, 5.600. 5.600. 5.600. Statul. Dar salariul lor? E salariul... De atâta, noi trebuie să acceptăm cu luăm la primărie, la primărie, formează comisie și să vadă toate datoriile de un soluat,
fonduri fixe unii acolo, acolo a fost, este lista la fonduri fixe, este fișoară mare, dar tot și la următorul Consiliu îi faceți cunoștință cu actul ăsta care să fie făcut, într-adevăr, eu știu că nu fac și mașini, nu vă folosesc. Da, eu vreau să spun că recent, de câteva zile, am primit la primărie o prescripție a inspecției financiare, care eu o am copia în față, unde se vorbește, o fost făcut o inspecție financiară încă o dată la stația de mașini care de pe cantă, în baza materialelor care au făcut odată inspecție în 2012, pentru că acum nu a colaborat administrația domnului Mereatre, deloc, nici cu inspecția, nici cu noi, foarte mult am alergat de urma lui acum, pentru că să dea stampila, cel puțin în certificare de registrare a obiectului. Aici, în prescripție, se vorbește despre necolaborarea domnului director cu autoritățile de stat. Chiar numai la sfârșit să vă spun ce se solicită. Se solicită ca noi, prin timpul apropiat împreună cu Comisia Juridică, vom examina rezultatele acestei inspecții. Noi trebuie să asigurăm studierea, cunoașterea, aplicarea de către personal a legii contabilităților, pentru că în baza care s-au format aceste, aceste datorii. Și ne se cere de la noi, dar cred că la următoarea ședință deja o să reușim să analizăm, din preprinsă acțiuni concrete pentru convocarea organelor de conducere a societății în vederea examinării situației reale create. Pentru că nu poți lăsa, iată următoarea sumă, să vă spun cât constituie mijloacele fixe, este vorba despre, de întreprins măsuri privind restituirea lipsurilor mijloacelor fixe, tractoare, ce mai fost acolo, nu-i nimic, știți, stabilite în urma inventariei, în sumă de 957.674 de lei. Deci aceasta este suma mijloacelor fixe la întreprinderea aceasta, pe care urmează să o restituie. Deci aceste materiale sunt trimise și la procuratură, urmează examinare, dar și noi vom lua act la ședința următoare a Consiliului. Să știți că acestea sunt în vederile acestei prescripții. Dar acceptarea acțiunilor, rog să aprobați. Bine, asta la următoare ședință, mai avem jurist. Domnul președinte, am asta întrebare. Să vă da? Practic, veterinarul plătește 3.620 la farmacie sunt la punctul care trecut nu fost. Nu-i pus nici o leu în plătere. N-au nevoie de autorizații, că pentru ce nu facă plătere, nu e în eu. Poți înapoi la decizie și la urmă. Dar e igual. La decizie, eu mai am o subiecție. Nu trebuie și eu nimic. Telecomul este pagina 4, pagina 4, ultimul punct. Nu mergi cu amănuntul produselor. 5.940 farmacia. Păi nu trebuie să fac acolo. Ați înțeles, Mișa, ai înțeles? Tu votat de aceea. Îi trebuie timpul și la farmacie. Și 5.940, dar plătește, cred că ați plătească numai farmacia asta care e... ca cele două farmacii sta statului, da, domnul Pavlaie? Mă înțeles. La 82 sunt de încerci, domnul... din Cotăpie, domnul Mărbunit. Eu sucot că ar trebui 2-3 oameni la transmitere. Domnul Pavlaie, e transmis. Te-am acțiune după... Nu, după lui are vizirea altceva. Comisia asta... Păi nu chiar nu așa, omul și-a luat activați la primărie, nu știu ce-a luat, așa nu l-a trebuit, nu știu, oameni mai... care nu sunt activate în zona. Nu pot implicat. Nu pot implicat. Adică trebuie să văd cum... A, hai propunem. Acolo ai fost mai nevezuat pe chestii, acolo, dar nu mai nevezuat pe chestii, pe chestii, nu fie impozitive. Nu văd că au făcut talanie, că am făcut eu de dorie foarte mare. Da, dacă sunt... Domnul Pavlaie, este vorba când poate să se ocupă cu transmiterea pachetului de acțiuni de la Ministerul Agriculturii la Primăria Costești. 66.000 de acțiuni. Asta e responsabil gândul Tudor Ivan. Dar noi am vorbit despre toate celelalte activități, despre salariu, pentru că postul director primește de 5 ani de zi salariu. El, fraxul, vădoi storuș, vădoi contractul, care nu am câteva de 5 ani de zi. Așa sunt mari. Așa trebuie o altă comisie care se ocupe cu întrebările. Dar noi vorbim de 66.000 de acțiuni. Hai să facem o comisie. Cine este pentru aprobarea proiectului de decizie 06-04, comisia aceea votrimați, noi trebuie să întâlnim proiectul de decizie. Tot aici îți facem o comisie, punctul 3 și 5. Da, trebuie făcut o comisie. Știi, cum să nu spui, propuneți, nicio problemă, că într-adevăr și cum trebuie să ocupi după asta.
se aprobă instituirea comisiei în vederea examinării transmiterii, comisia următoare cu componentul, vă rog propuneți. Hai! Comisia de buget și finanță, nu? Da, și poftim. Comisia de buget și finanță. Toată comisia. Toată, da. Ei, înseam scris eu puternicesc Comisia de buget și finanță data viitoare să aduc raport. Da. Fain. Și tu. Nici o problemă. Hai. Okay. Cine este pentru aprobarea proiectului 05-0604? Nu votați. Împotrivă? Abțineri? Nu. Următoarea întrebare. Domnul președinte, eu îmi scuz tot la întrebarea trecută. Nu văd în lipsă sigurie de semnul telecom. Noi atunci când v-ați solicitat eu un loc, am dat cel mai bun loc în centrul satului, prestează servicii la atâta abonați în sat, fac mai multe ori scos de cifra noastră și cuiți că sunt apelor care nici nu le-ai făcut asta inclus acolo și nici într-o oameni puteți să noi contribuții. Luați și prestează servicii pe sectorul localității, trebuie să fie inclus și invitat. Cu contribuții, așa, numai legea și care ești la televiziune. Și trebuie să legea legea și prevede. Noi de la mult vrem să percepem, de la mai mult. Dar nu, dar el prestează servicii de telecomunicații pe tot statul. E tot agent economic, nu mai este de stat, cum a fost... Dar și la Union pe noi să șerim... Urlașul, sau pe Union Gaz? Unii noi vrem, dar... Ar fi bine să fie cerit. Asta e de import. Domnul președinte, dacă la capitolul ăsta eu aș vineți să plătească și domnii de la Orange, de la Borcel, au pus pe antene de tătățatul înconjurat, nu mergem ploi nimic și noi data viitoare, eu zic să propunem ca să examinăm și venim cu... să examinăm legea. Deci s-a dat unul în grup, s-a dat cu mine, s-a dat tot, la să-i plătească. Că îi dice prin jumătate de regoane aici și prin regoane. Da, dar chestia și aia că noi astăzi stabilitatea, legea s-a dat în spune. Dar mai departe, dacă cumva legea nu i-a permis, e nici nu se poate, dar dat să-i includem unul și ea. Și vedem dacă la comisie n-a examinat. Și vă dau. Dar dacă e vreau să te rog de casă. Eu mai vreau să te rog. Eu vreau să te rog. De la ăștia trebuie să-și fost taxă. Tu de la moșeia cea un cap de doi. Nu știu de ce. Nu știu de ce. Nu știu de ce. Nu știu de ce. Domnul Grigore, dar prezența taxelor, noi avem dreptul la următoare ședință să mai adăugăm, da. Domnul jurist, la următoarea ședință, mi-am dus informații despre, avem dreptul ca să punem Mol Telecom, Ialoven Gaz, Orange, aici pacienti, tot ca să plătească impozit la primăria Costești. Doamna secretară, cine mai sunt pe aia, cine se mai izabrează? Impozitul și atunci și mai impozitul. Bine, stau, are pe. Stimați consilieri.
Băutați noastră o să dai știri la ta, la mâine ceva, da? Aia vorbeați. Da, poftim de la. Pentru 2016, bugetul total cheltuie 13.202.302, dintre care 9.299.000 ne vin transferurile de la bugetul de stat. Adică, din veniturile noastre, numai 4 milioane. Noi trebuie să ne stăruim din taxele noastre locale, din ce avem, din impozite, ca, adică să mărim. Dacă vrem să mai susținem oarecare cadre, vrem să mai facem ceva lucru în sat, înseamnă că trebuie să ne mărim veniturile noastre. Cei ce până acum au fost toate întrebările. Asta e prima anexă. Bugetul total. A doua anexă. A doua anexă sunt veniturile pe capitole. Veniturile noastre care constituie din impozitul pe venit la persoane fizice, astăzi din salariu, impozitul funciar, impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul cu proprietate cu caracter ocazițional, cei ce noi nu avem, taxe locale, taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor și pentru participarea unor genuri de activitate, plată pentru arendă, acolo scris chirie, arendă, arendă, plată pentru certificate de urbanism, încăstări și de la testare serviciilor și plată, acest mijloacele speciale de la grădiniță și școala de arte, amenzi, sancțiuni și alte venituri. În total, din veniturile noastre, 4 milioane. Transferurile sunt 9.209.000. Tot ele sunt la venituri și la cheltuieli. Da, domnule, vreți întrebare? Da, cartea pentru certificat de urbanism. Este unde am dăruit? Da. Este, da? Și mai departe, amenzi, sancțiuni și alte venituri. Rămurire. Alte venituri, care și amenzi, unde pot noi amenzi? Și ce sunt amenzi? Amenzi, noi știm bugetul local, poliția. Toate amenzile de la poliție vin în bugetul local. Alte venituri. Alte venituri. Alte venituri, taxe care nu sunt prevăzute. De exemplu, dacă acum noi introducem oarecare taxe care nu au fost prevăzute, sunt care e venituri, de exemplu. Înseamnă că aici sunt 200 de lei, nu-i plumbă. Piața, lemnele, da, canalizarea. Lemnele de-a fost vântul situat. Nu, dar sunt bani. Dar bani au venit. Bani și bani. Păi, ieri ca venituri. Poftim, ce întrebări mai este pe anexa 2? Nu, trecem la anexa 3. Anexa 3 este eu cu ieri. Atunci cât la venituri, atâta și la cheltuieli, constituie 13.202.302. Dintre care, prima unii scris serviciu de stat cu destinație generală, asta e aparatul, contabilitatea, grupa 20 au cheltuieli, adică de ridicătoare a paznicii de la primărie. În total constituie 1.514. Apărarea națională. 5.000, apărarea națională, așa e în tot anul, eu știu. Recruții. Avem nevoie noi cheltuieli. Gospodării de locuințe și gospodării de servicii comunale. Asta e amenajarea teritoriului, iluminare comunală și artezanie. 620. Cultura, sport, tineret, deci e casa de cultură, biblioteca, 855.011. Sportul e 200.000 la învățământ. Învățământul e învățământ timpuriu, îți grădinițele și învățământul extrașcolar e școala de arte. Pentru grădinițe 7.733.86 și pentru școala de arte 999.354. Protecția socială, mai departe merge Centrul Curaj și cantina, ultimele. Protecția familiei și copilului, Centrul Curaj, 1.360.000 și protecția socială, unul categorie de cetățeni, cantina, 113.093.000. Poftim. Nu-s domnule Onaș, n-aveți întrebări. Noi vorbim degeaba la comisie și vorbim cum aș face masă. Să vorbim, la fiecare reprezentă conștiinții, de pildă numărul 1. Este anexele care sunt cerți la comisie. Eu am înțeles. Mai departe așa informații. Câți copii, câți angajați are? Câți copii vin la un... Mai departe angajați. Mai departe, la Curaj am vorbit. Fac acolo o comisie de și s-o cu Curaj. Câți copii sunt angajați în cheltuie? Din coași la cantină la fel. Domnul primar, domnul consilier, eu nu înțeleg ce comisie faci. Ce aveți în vedere? Este comisia de finanță. E pusă comisia de finanță buget. Da. Ce-a vorbit? Ce-am vorbit? Să facem comisie, ce să facem? Băi, dacă o ține, nu punem la cap. E pe așa mergi cu partea asta, dăm banii ăștia, banii statului, ești 4 milioane care pot fi în mâine. Domnul consilier, eu vă înțeleg destul de bine. Dumneavoastră trebuie să aveți propunere. Da. Care propunea? Ce cu Cura? Pe ce cu Cura? Comisie, câți copii sunt acolo? Și mai lângă ei, câți angajați? A vorbit?
Doamna Diana, a vorbit. La dispoziție, la cantina asta. S-au miluat 300 de mii să-ți banii, banii spune, slăbătorul. E corect, 600 de mii merg la salarizare, la 16,5 unități. Dintre care, câte doi asistenți sociali scuvin la un copil invalid. Asta nu am vorbit să ieșim în interior tot comisia. Domnul, eu nu știu să le am vorbit, dar cine ați ieșit? Dar ești președinte. Trebuie de ieșit, nu? Doamna președinte, iar în dată răspuns. Noi am vorbit în comisia de finanță și buget, că anume la curaj. Anume la curaj, că puși foarte planificate chiar mai mult decât e norma. Să spunem că 40 de copii, eu și ieri am fost la curaj, am fost 40 de copii, 16 angajați, dintre care numai 8 întreg și 5 care lucrează, ceilalți nu. Propunerea mea este o salariu primit 16. Nu, nu, nu. Salariu planificat 16, dar primit cât cât nu prea. De atât avem să vedem pe parcurs să nu facem. Din tradiția 1.360.000, propunerea mea, că el e un penal, noi tot noi, prin Consiliu, îi acceptăm la alte cheltuieli care până la sfârșit. Dar e bine ca să facem o diminuare anumit de la curat și să le trecem de la început de an, să le trecem la alt fel de gen de cheltuie. Fii la construcții, doamna primar, mai bine ar cunoaște. Că drumul și ala poate trebuie de fapt. Poate nu mi-a ales că ea poate în varianta asta. Să diminuăm. Am înțeles, doamna. Poftim întrebări, mai sunt? Adică sunt doamna. Nu mă rog, 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 la curaj stă 600 ceva de mii de lei salariu, pentru 16,5 unități. Dar activează numai 8,5 unități. Să plătesc înseamnă că salariul să fie undeva 300 de mii. Este planificat. Domnul Ionaș, de acolo rămâne economie. Când noi ajungem în tot Consiliul, când ajungem noi și vei să-ți dai 70 de mii de lei la drum, da? Reparația drumului. Și noi votăm 70 de mii, dar îi spunem contabilii, cat articolul. De atâta nu se plătește nimic în plus. Alții se plătește atâta. Păi nu se plătește nimic în plus, dar iau ceva care ar fi bine direct de la început de an, să facem undeva, iată, poate mai bine foarte consilieri cunosc unde ar trebui mai bine de alocat banii. Este de la început. Indiferent. Adică nu, ca nu este să numească chelii banii pe care în loc. Eu nu degeaba întrebat întrebarea asta, din banii de la bugetul privat sau de la bugetul local. Păi și sens are să punem atâția bani. Dacă era de la stat, puteți să punem și mai mult, punem 2 milioane ca să vii bani. Dar dacă ești, trebuie de dată de făcut câte sunt 8 și nu era niciun lucru, nu era nimic și nu era probleme. Adică, ca să nu luăm curmă de acolo, să punem din bani. Nu am să plec, mă duc eu, ies comisia de finanță. Comisia de finanță. Și n-ați făcut lucrurile. Dar nu era mai avut nici probleme. Unde e salariul? Dar fac proiect, vă rog. Dar fac proiect, acum și votăm. Nu am stat cu ea. Unde e salariul pentru curajul? Redistribuiți. Dacă ar fi un articol unde spărie cheltuieli neprevăzute, puteți să-i redistribuirea muncii la pentru curat de 653. Trebuie cazul concret. Păi da, asta n-ar fi, nu pot eu, mă duc chiar că eu le-am cerut acestea care sunt. Dacă spun că aici 300 de mii trebuie să alocate în altă direcție, ar trebui doamna Elena să spună. Ar trebui doamna Elena să spună că dacă nu mai are nevoie de unitățile, acum ar trebui. Noi de atât așa am vorbit. Doamna economistă, noi de atât așa am vorbit. Bugetul la fiecare instituție care se subordonează primării, să fie bugetul întărit numai cu semnătura directorului instituției.
că dacă ești el, are nevoie de 8 întreg 6, era să spui 8 întreg 6. Dar așa s-a făcut fără drăjuri, s-a pus somata și s-a făcut. Noi, Andrei, e de știu. Bine, noi am 8 teva și schimbă. Dar pe urmă? Pe urmă putem face corelare. Cum pe urmă? Putem face corelare. Dar vreau că i-am luat 10.000 de lei, mă știți, dă mai una să voi 10.000 de lei. Adică nu n-aș. Dar tu un total de 13 milioane de 102. Din bugetul este corelare, adică modificări, pe parcursul anului se poate. De parcurs. Da, domnule, sunt multe lucruri care iată, materiale din buz casului gospodăresc, 20.000, materiale pentru scopuri de casă. Depinde, dacă ele trebuie. Dar la ce? Dar cum la un centru pentru copii, tu trebuie la ce? Materiale de mult gospodăresc. Asta e detergent, e... Doamna președinte, noi ne implicăm acum, zice, suma s-a pus 5 unități de salariu. Ia ca și am întrebat. Jumătate din suma aceea, tot ce m-am făcut. Dar eu cred că asta nu putem face la următoarea ședință. Am trecut-o la... La următoarea ședință, da. Lăsăm am trecut-o, am nu putem face, că nu putem schimba. Dar la următoarea ședință am luat suma asta și am trecut-o la centrul amenajare teritoriu. Ori iluminarea străzii, ori reparația drumului și apă. Poftim, domnul Ionaș. Noi sigur că noi ne contrazicem. Bugetul pe domnul Dumnezeu. Uitați, atent, doamna. Cheltuieli. La curaj, doamna de azi, nu știu ce vorbesc. La curaj, planificat 887.000, cheltuit 720.000 de lei. Înțelegeți? Mai departe, la cantină, planificat 89.000, cheltuit 77.000. Și vorbim de cum îți cheltuiesc banii, cum... Așa zice, în persoana naturală. Așa, banii îți vorbiți în vânt. Șerbul om acasă, cu șerbul ăștia cheltuit, împărțiți punctele. Doamna Leală, noi intrăm în teritoriu, oamenii știu. Băi, și voi ați vrea cu știința a vizită? Asta e 9 luni, dacă 3. Dacă 3, de când te bătă și tași. Ori eu vă întrebă. Dar să vă iei de teritoriu de cheltuieri. Precizată. Noi vorbim amuia una și măcar le-a întors și înapoi la aceeași întrebări. Parcă spun, ia ca suma asta din care îi șede aici la Centru Curaj, e toate cele are schimbări care noi le-am făcut. Dar nu trebuie. Modificările la... Hai că noi toți suntem într-o părere cu dumneavoastră. Vrem să... Numai nu le înțelegem. Banii noștri cu cartier am vorbit. Cartier am vorbit cu scale. Dumnezeu, 2 sau 3 poștiești acolo. Și de la banii de la... Fără că se părțină cum faci aici. Noi vrem în istorie că am închis cantina. Da, nu știu nimeni care am închis-o. Nici o problemă. Ce o propunere, domnul ăla, așa aveți în vedere. Ce o propunere? Înghidim cantina. Păi știu. Cum îți faci? Băi, noi îți vorbim banii în vârf, banii sapului mei. Eu și ieri am vorbit cu doamna economistă, planificarea, adică nu este chiar atât de corectă. Că dacă nu de acolo așa ne-o spus, de acolo nu scoate, de acolo așa, dar păi cine știe că este banii noștri? Banii satului, adică și noi trebuie să vedem unde ei se gestionează. Doamna Parastului, cu ceva de ieri m-ați întrebat de grădiniță. Dar la grădiniță, la noi totul e centralizat. Noi folosim menea. Dar centralizat, țineți minte că tot anul trei impozite să se întorc înapoi. Tot banii satului. Doamna Parastului, concret propun. Doamna președinte. Concret, dar eu ieri am intrat și dacă dumneavoastră... Nu poate, nu se poate nici. Cine propune la noi la centru curaj, trebuie de... Dar dumneavoastră nu înțelegeți, ce să mai vorbesc? Nu, de la Centrul Curaj eu am spus că trebuie să fie diminuat. Păi dar vorbim, votăm amuia 1.300.000 la următoarea ședință, vedem care e interesa, să diminuăm unde trebuie. Nu e o problemă, dar comisia nu e așa. Păi dar concret, da. Vedem cât e economist, eu luăm, sper că vedem. Domnul președinte, stimați consilieri, în cadrul comisiilor s-a lucrat asupra cifrelor. Dați să aprobăm ceea ce am discutat în cadrul comisiilor și
ne mijlocim după nou, ne întrunim în cadrul comisiei și vedem unde avem probleme, le diminuăm și nu credem să vină prin niște precedente concrete la următoarea și să nu pierdem timp. Poftim, anexa următoare, da? Voi votăm în întregime. Lăsați anexele. Anexa următoare e plata părinților pentru alimentație copiilor. Veți o schimbat pentru o schimbat o lăsat așa. Cine a făcut listele? Comunicătorii de mine. Poftim? E tot dacă vreau să ghișați cu legete, e cu mâine și fiecare copil. Am înțeles. Comunicătorii de mine. Cum e data acolo stabilită? Așa e cu legete. Dar e început să schimbăm. Este o taxă care plătește statul și măcar părinții. Și care pentru a lucrurile? 5-35 dar statul? Dar statul de 5-35 dar nu statul permite, dacă este decizia Consiliului, dacă doresc părinții, înseamnă să-ți poate verifica. Ok. Anexa 5, asta e fiecare instituție, fiecare instituție care îmi place, care îmi pune părinții care îmi pune, după numărul copiilor. Banii lor, acum. Da. La școala de arte, trebuie să fie mai târziu, întrebarea lor. Da, am înțeles. Doamna Diana, aici am vorbit, da? La vedeniță. Câți angajați, câți copii? Câți vin la angajați copii? Nu dar nu e așa câți copii vin la... Nu l-ai aruncat cu scarte, că o să stai doamne la mână. Doamna economistă, dumneavoastră faceți bugetul? Conform numărul copiilor, da? Da, da, da. Bugetul ăsta, da, asta-ți face. Da. Dar ce spuneți că n-am ea? 200 și cât o să stare grădinița 2? 211 și 209 grădinița 1. 90 la 4 și 60 la 3. Angajați. Angajații de la grădiniță plătesc de stat și statul nu îți permite, îți spui ceva. La grădiniță bunit. Băi, Andrei. Angajații pe anexa următoare. Eu vă lămuriesc. Personal, da. Dacă era angajată care e contract, da, poți angaja. Dar aici plătești stat și statul nu-ți dă, nu te nu-ți dă măleu mai. Îi dă 800 de lei la grădiniță. Nu mi-am știți cât îți face statul în grădiniță. Poftim, domnule Năș, mai aveți problemă în este așa. Ia uite, anexa așa e personală. Uitați-vă. Anexa așa. Modifică? Da, zici să punem 8-6. Doamna Iena, dacă dumneavoastră acum vreți să modificați anexa așa, puteți să modificați schema de încadrare a anexa așa. După ședințe, noi am vorbit la următoarea ședință. Cum schema în soare? Cum schema în soare? Cum schema în soare? Inclusiv dumneavoastră votabil. Da, nu știu comisia cu bugetul. Să trebuie să vin în direcție. Da, vă să revenim la... La bugetul 2016, mai sunt întrebări. La vă. Ce pune ca vostru? Cine este pentru aprobarea proiectului? Bugetul Armăriei. Că nimeni nu vă la scoarcă, Casa de Cultură, da, da. Și 835, cine e acolo? Directorul. E directorul și două formațiuni. Formațiunea Haiduce și Pajurița. În formațiune sunt conducătorii de formațiune și câte doi acompaniatori și de acum trebuie să faci. Și apoi primesc banii, da? Da. Matei. Și Mișa prevește acolo. Nu, eu nu cântă. Mișa? Eu n-am auzit muzical. 05, privire la aprobare bugetului statului costesc, rog votați. La Casa de Cultură eu am o obiecție, adică că acolo sunt două servitori. Nu s-a mai întâmplat. Nu, se scoasă. Se eliberează? Da. Prezint. Rămați mă bagă sânturi. Precis, doamna președinte. Dacă s-a pus întrebarea la vot, vă rog, poți nu mă rezultat. Cine este pentru aprobarea bugetului? Eu sunt urmează ca producător de stânt în stat. Cine este împotrivă? Abțineri? Doamna Diana, dumneavoastră, vedeți cum s-a votat bugetul de 2016? Ia ca în studie, după ședință. După ședință, la următoare să facă... Nu, după ședință. Da. Privire la aprobarea unor taxe pentru 2016. Care este? Nu, 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 nu
Aici la bun. Dar care proiect este? 06, 06, 01? Da. Stimați consilieri, aveți? Nu. Merge vorba de 3 lei pentru eliberarea expasului, eliberarea actelor de certificate, 3 lei și 10 lei pentru caracteristici. Cine este pentru, rog votați. Împotrivă, abține, nu știu. Mergem următorul proiect de decizie. Merge vorba despre taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism 50 lei și pentru construcție 100 lei. Comisia de buget și finanță am vrut să propunem măcar pe 3-400 lei, dar legea nu ne permite. Cine este pentru, rog votați. Împotrivă, abțineți, nu. Următoarea întrebare. Contractul de servicii. Cu privire la încheierea contractului de prestare a serviciilor 2016. Raportor Petra Natalia. Este, da. Aveți proiectul de decizie. El este cel care a fost la precedenta ședință, mi se pare că am aprobat pentru toamnă. Deci, juristul, comisia a discutat referitor la electrician. Foarte multe plângeri avem la capitolul electricitate în genere. Și suntem în căutarea unui specialist. Data trecută am pus un salariu de 2000 de lei și nu vrea să vină nimeni pentru că este... N-am găsit specialist. Este o funcție pe care se necesită plată mai mare și atunci Consiliul vine cu propunerea de 4000 de lei care să deservească și instituțiile și statul. Dar pe ce... Da, 4000 de lei? 4000 de lei? Da. Dar pe marcă primești? Colegi, dar serviciile scumpi și nu vor să vină. Ce să facem? Și vorba de prestarea serviciilor. Primar. Încheiem contractul, n-avem nevoie. Eu vreau să vă spun că ieri am ascultat serviciile astea, domnul Oleg, poate Oleg cu la curent. Serviciile la Unimon Fernoz, dar să plătesc cum am ne iau așa 5.000 de lei pe lună. Asta e un lucru suprimer, de totdeauna. Adică 4.000 de lei, după că nu-i mut la un lecțian, s-a fost ieri. Și așa nu numai pentru o grădiniță, sau pentru ceva. De doamnă să avem lecțiani. Iau nici vreau să dovedească lucrul. 4.000 trebuiește lecțiani de mult. Nu e nici la grădiniță, înțeles că e lumină. Nu e o trebuie o mașină, de făcut, trebuie o plită. Dar becul e ca la lumină. Nu numai spui becul, el are toate instrumentele, toate plicile, toate... Câte cub de lemn, cum se numesc ei, s-o dat, cui s-o dat,
Și în ce mod, eu am gestea de gărit bătrâni, oameni care spun mai noastră cere, dar nu mai vreau spune la noi. Corect. Adică, eu cred că e normal, e transparent, de dat o... Cu mare drag, am la următoare ședință. Bine! Și voi am văzut ca cei care îi amins, da, domnul și-a văzut cu toți, și ca să dăm de lucru, și treacă în comisia asta, de exemplu, așa și-a văzut, 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 așa. Mai departe, în proiectul de decizie ce aveți dumneavoastră, acolo a intervenit Comisia de Finanțe, mi se pare. A fost o cerere, este o cerere la doamna Lidia Dactilograf, de a-i majora salariul, dar nu mers la comisie. Nu, la comisie vă 500 de lei. Vă expuneți. Nu e la care școală. Dacă ne vedem, aplaud toți o dată să contabilitate. Nu, dar la secretar dactilograf, n-am propus 500 de lei. Ei, care școală? Parcă am vorbit prin... Sunt de dacă ridicăm, ridicăm la toți. Dacă nu, dăm la unul. Așa am văzut. Așa. Primați membre comisii, dar în domeniul recrutării ce ați decis? Omiterea. O mie jumătate, dacă se poate schimba. O mie jumătate. Nu, nu ajung 1000 de lei. Care va din comisie, o zic că deloc. Nu oameni bune. Cu 1000 de lei se vine și așa și nu importă. O mie jumătate, dacă te pune. Ce cu voi? Doamna, primăriță. Nu e Și am trecut și avem nevoie de servicii ăsta și în continuare. Toate reținerile are 1000 și ceva, toate da. Referitor la este de da. Funcție, poliția vorbesc. Eu o întrebare am la specialist relații cu publicul, iar vecinii și care sunt funcțiunile, care sunt obligațiunile? Relații cu publicul, Maria, da. Gestionează... Dar cine, doamnă? Eu ei tu să se aducă acum niște lucruri, el a venit, doamne, vine, o să vedeți. Da, dar și obligațiunile, adică... Și nu numai relații cu publicul, dar aici în contract avem să scrii și scrierea proiectului. Păi așa trebuie scris. Completat. Relații cu publicul poate să aibă care e... Nu, mi-a adăugat, relații cu publicul scrie el proiectul. Adăugat, în contract așa și scrierea proiectului. Deci relații... Nu scrie, dar întocmirea, aprobarea și la mai și implementarea. Și gestionare, da. Pentru care aveți contractul și proiectul e scris. Dacă faci ceva, ideea nu face, să nu știu. Nu numai mi-e scris, dar să aduc proiect. Iată, unul avem. Păi am făcut un proiect. 300 de mii avem. Poate de. Dar trebuie cu câteva procente de fiecare proiect ca cu proiectele. Unul de fiecare nu spune. Până la vor. Eu am văzut. Dacă statul nu ne-a dat o unitate în stimați consilier.
Înseamnă că... Ia stați-o lea. Noi amuia vorbim despre specialist în domeniul recrutării. Noi nu vorbim cine ați fi. Ca și Slavi, ca și Gheorghe. Noi vorbim de unitatea ați fi. Adică primării comitere. Eu cred comitere. Și domnul Ionaș, cu secretarul dactilograf, nu trebuie să o spuneți când eu s-o scoatem, să nu fie 2000 de lei. Eu știu, comisia s-a pus la vot și s-a votat 500 de lei. Comisia nu a votat nimic, n-am ajuns la nicio înțelegere comună, de atât că trebuie să adică să nu facem... Deci ce propunere este, secretar? Dacă ridicăm, ridicăm la toți, s-o dat. Cum rămâne așa, să ridicăm la cum rămâne așa. Prin decizie... Aici se propune, vine rămâne la neapa ei, 1000 de lei. Nu a rămas la cei că rămâne așa 1000 de lei. Dar contează de ușor, că rămâne 2300. La lei, nu se ridică. Așa e? Nu, dar prin urmă de urmă. Nici o filmație nu e urmă să vorbim să venim la o iată suplimentară în sumă de 1000 de lei pentru 500. Este proiect în procente, la salarii de funcție, dar nu mai mult de 50%. Dacă de vorba are o mică absolutare, 50% cât acolo, sau 30, sau 20, dar nu este normal ca să vină la un cură din casă, păi în procente, dacă mai tot 50, dar ea are un salariu, 50, mai la tot angajatul lui, nu vă respectați, în comisie, vă adorați la tot. Optim! După timp, domnul Vasile, spune la vot. Procente de salariu, cum ați considerat, eu nu am vrea pe inițiativă la întrebări, dar e vorba de doamna Lidia, da? Da. Iar 1700, înțeles, da? Da. Și să mai propun 1000. Da. Să ai 2700. Dar stați-vă. Dar contactul la 2700. Dar contactul la 2700. Dar contactul la 2700. De exemplu, eu aștept pentru aceasta, pentru că știm că computatorul primăriei doamna Lidia. Fiecare o sună, dă-i telefonul acela, adică la ce scrie, adică e până când am mai ține cap și ăla, are o informație mare. Și eu cred că poate pus. La toți vă scrie, 20%, la toți vă scrie. La care toți, la care toți? Dă un funcționar cu pe care să o dar eu vreau mai puțin care e asta. Dacă aveți bani măriți, fă consilier, puneți de ceva. Apoi, dar aveți nu, dar noi vorbim cu 1700, stăteți că mie și acolo. Eu nu cam o simpatie, poate de Lidia. Dar eu pe zi, pe lună, dacă nu-i dau 1000 de întrebări eu. Dar nu știu că fiecare e dată. Și am știut că nu-i dau pentru omul ăia niciodată. Dar eu, 1700, cu zi. Domnul, acum salariile la toți angajații pe decizia comisiei data viitoare. Să plătiți cât s-a angajat la deci sumă, sugă mai este. La 210 luni, la 200% la astăia. De unde să iei suma asta decât de la cer curaj, care numai și noi l-am votat asta când ca este supravenit prin el, nu trebuie ca să detenim personalul ăsta 4.000, 4.000, 2.000, 1.000, cu toate legele. Ok. Domnul Ionat. La secretar, tot vorbim cu 1000 de lei, lăsăm 1000 de lei, mai trebuie cu 1700, dar 2700, da? Da. Dacă viitoare ne întoarcem, domnul la comisie. Dacă mărim de fiul de lui Ionat, cu pe Valahie, cu 20%, mărim la toți, la contabilitate și mai departe. Nu-i corect, băi. Am vorbit? Am lăsat 1000, da? Da, nu corect cu 1000. Să ai 2700. E corect. E corect. Domnul Andrei. Secretarul primiei de căsătorie, dar portați 2000 de lei. Eu înțeleg, domnule, a fost problem. Se bat consilier. Eu cred că doamna primar, cea mai bine, îi se vede statul ăla. Îi se vede și lucrurile efectuar și banii din primărie. Și propune, da. Eu propun, referitor la salariul angajaților, să analizăm împreună în Comisia de Finanțe și Buget, data viitoare ne întâlnim cu dumneavoastră într-o ședință extraordinară, în care veți vedea la capitolul salarizare și premiere actul de control a inspecției financiare. Din baza instruirilor și a sfaturilor de acolo, veți vedea câtă responsabilitate are un contabil și el, și cât primește, și câtă responsabilitate are un secretar dactilograf. Pentru că lucrează tot 8 ore. Dacă îți răspunde la 100
multe întrebări unii dintre ei și Bulic nu răspunde juridic. De data viitoare veți vedea ce va urma și câți propoziții figurează în act, doamna Grigoriță Zinaida, care are 2016. Și atunci, vă rog, nu eu cum am zis, nu mai 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 am zis, mărim, data viitoare împreună cu comisia, vedem și ce va veni tu și de unde ne luăm. Și atunci... La credinii nu că am mărit la atenție. Nu cred cu comisia. Dau comisiile de luni. Nici o problemă. Bun. La consiliere. Bine, stimați consiliere, înseamnă ce? Excludem din proiectul de 5 secretar dactilograf comisiile. Da, vă rog. În rest, sumele rămân tot așa? Plus. Și plus. Nu știu eu dacă... Cine este pentru, punem la vot aparte cu recruții, cine este pentru ca să fie 1500 de specialist în domeniul recrutării, rog votați. Cine este împotrivă? Cine este cine este pentru a primi proiectul în întregime 06-07 cu excluderea secretarului dactilograf, rog votați. Cine este împotrivă? Abțineri? Dovedește, doamna Galinina, că e numerit. Trecem la următoarea întrebare. Cu privire la aprobarea cotelor de impozitiv social și imobiliar. Nu s-a aprobat. Este proiectul de decizie 06-08-01. O lege 10. Raport. Cine este pentru, rog votat. Împotrivă, abțineri, nu. Următoarea întrebare. Cu privire la aprobarea taxei pentru instruire la școala muzicală. Fire, sunt de opere doi. Fire, mai este cine este pentru aprobarea proiectului de decizie 06-08-02 cu privire la aprobarea scutirilor de plată? Rog votați. Liste se anexează, cine este împotrivă? Abține? Nu. 1-1 abține. Următoarea întrebare. Domnul Șandor, dați-o leagă de claritate, spii la votul este. Ia uitați, doamna secretară, tu uite în telefon, dumneavoastră îi spuneți, scrieți totul votat. Unu abține. Aie, dați-o leagă de cinste. Cum scrieți în locul votat, oricum, n-am precis. Doamna secretară, o sună telefonul, tu uite în telefon, eu s-o votat. Eu am spus că a votat unul împotrivă. Iura a votat împotrivă. Dar cine o ia mie cu uita, vătesc nimeni, nu votat nici împotrivă, nici absolut nimeni. Votatul ia mie, mai serios, nu chiar. Da, știți că trebuia să fi pus numărători altădată. Cineva care grijă, unul deci cu grijă. Următoarea întrebare, privirea la formare taxei pe urmărit la școala muzicală. Poftim. Cine este pentru, rog votat. Iată așa, corect. Cine este împotrivă, abțineri, unul. Anunț rezultatul de votări, doamna secretară, știe Andrei pe viitor. Proiectul 06-10. Cu privire la scutire de plată pentru alimentare la grădinițe din familii social vulnerabile. Poftim întrebări. Aici nu sunt întrebări, pot să liste lucrătoare instituții. Da, da. Da, da, da. Cine este pentru aprobare proiectului de decizie 06-10? Împotrivă, abțineri, următoarea întrebare, privire la stabilire limite de combustibil. Raportor, doamna primar. Aveți proiectul decizii, de data trecută. Stabilește limita, 300 de litri. Primar 200, polițiști 100, șofer de la Fras pentru transportarea comunității. Poftim întrebări. Cine este pentru aprobare proiectului decizii 06-11, rog votați. Împotrivă. Următoarea privire la alocarea unei sume de bani. Doamna președinte. Puncte.
Consilier. Stimați Consilier, propune. Trimite instrucție, 6.000. Au rămas numai 26.800, ca să aduc ceva atunci ați vorbit în comisie. Un divizi de cheltuieli, anume pe panoul lipsea matematică. Vreți monstra, da, domnul Mihai? Da, să vă rog, poți să aveți ceva, o să caduce. Dar câte panouri ați? Două panouri. Domnul Ana, spune-mi la Deci, să vă iei Unitatea de este, îi facem din funcție, facem economii. Bun. Asigurare cu apă potabilă la Gârli, despre care v-am spus și pentru care v-am dat un proiect de decizie, trebuie să facem proiect tehnic. În perioada imediat următoare trebuie să căutăm o firmă care să facă proiect tehnic. Și am discutat cu unii din cei care se ocupă cu treaba asta și undeva 30.000 de lei. Și vreau să vă rog să aprobați încă o sumă aici. Dacă o fi mai puțin, dacă o fi mai mult, va în data viitoare. Ce sumă? Ce sumă? 30.000 undeva, proiectul tehnic a feductului, pe care trebuie să-l plătească primăria. Deci, materialele, lucru, firma și tot celelalte, însă... Dar care feduct? Care feduct? Ce care feduct? Unde vine? A feductul care se va fi conectat de la fântâna Pezian, din la Colea Creptului și din Gerului. Până la Crăcea. Da. Până la Crăcea. Dar să asigurăm cu apă de calitate zona unde locuiți voi. Adică sfântâna și ea sunt tine, da? Da. 30.000, vă rog. Data viitoare vă spun exact. Dar acum haideți să aprobăm suma asta, pentru că până la următoare ședință, dacă a trebuit... O întrebare. Dar tehnicul la fântâna asta, permite să... Permit. Da? Specialiste. Eu spun că vine două fântâni. Este planificat un rezerv. Doamna privat. Da. Noi suntem 24 de familie pe drumul nostru. Am pus afară 16 atmosfere, am pus canalizare, am pus tot. Ar trebui și contribuția Gârlea. Dar este planificat. Numai decât. Sunt o cremă de oală, vă arăt divizul cel de la drumul nostru. Este contribuție, este planificată, este. Numai decât. În proiectă și în susții de ei. Și am greșit noi cum ar trebui proiectul, că nu sunt și în studii familie. Am greșit, acolo sunt 150, mă de atât ar putea să fie 1.000, nu mai mult, cu contribuția fiecărei familii, dar noi avem de făcut atâtea numări fiecare mahal și fiecare cetățean acolo. Sunt condiții foarte drastice la Fundația Este Europeană. Și o să vă... O să vedem, vă vreau în voie să facem. Doamna primar, panouri unde sunt? În fața primăriei, în dreapta și în stânga, acolo 1.000. Dar doar este proiect cu apă adus, spune, pentru ce să... Până în octombrie ați și apă. Proiectul. Da. Ea așa e planificată, poate să mai bine. E planificat. Dar și s-ar mai cheltuie să mai cheltuie bani, să mai... Care poate? Aici, este și proiect. Păi eu te vorbesc de conectarea de la fântâna asta. Dar proiectul ăsta care l-a dat soamna voia. Apoi? De unde vine? Fundația Este Europeană. Da. Așa, așa. Dar noi am voie tragem de aici, urma să tragem de acolo. La proiect așa. Nu, aici e proiect care tragem apă la Gârli. De la școala numărul 1. Asta e la Natalia, oamenii proiectul.
06-12, rog votat. Împotrivă? Abțineri? Unanim. Cu privire la executarea bugetului satului Păstești pe 9 luni de zile. Poftim, stimați consilieri, aveți aprobă asta? Stai, de v-ați cunoștință, e în orice vă aprobată. Ați sfârșit-o. Dar faceți că nu